Salutare, dragi prieteni, astăzi am revenit cu un nou videoclip și anume ce lucruri mi-am cumpărat. Mi-am cumpărat câteva lucruri de la Jumbo și o păpușă de la Carrefour. Am mai cumpărat de la Jumbo și o păpușă Monster High pe care o să o dau cadou. Deci, da, să începem. Mi-am mai cumpărat de la Jumbo încă un pom în acesta. Știți că mai am unul. Dacă îmi urmăriți videoclipurile, m-am mai arătat și în celălalt videoclip ce mi-am cumpărat de la Jumbo. Încă unul, dar e super zăgut și am zis că de ce să nu mai iau unul, nu? Nu se putea să nu cumpăr slime. Este într-o toaletă pentru păpuși. Deci o să folosesc toaleta aceasta pentru păpuși și slime-ul este super drăguț. Să-l iau să vă arăt mai bine. E foarte drăguț. Se arată pus și capac. Scrie aici gelatină zgomotoasă. Când o apeși face un sunet. În fine. După care am luat acest set. Poate fi și background-ul, cred. Vă și arăt. Sunt 10. Și-mi plac mult. Pot fi și lucruri pentru păpuși. Pot să fac lucruri pentru păpuși din ele, dar eu o să le folosesc ca și background-uri. Așa cu vin primeu. Asta. Vin primeu de asta. Așa, cu imprimeam de girafă, inimele, ca să le să vedeți așa mai bine. Și sunt cu brioșe și bombonele, cred că e printre prefecții mele. Două așa cu flori, drăguțe. Două așa cu fruturi. Două cu buline, așa. Și una cu steluțe. Foarte drăguțe. Ups! Mă scuzați, n-am vrut să se întâmple asta, a picat camera. Ok, vocea mea înaltă. Și ce am cumpărat de la Jumbo? Un lucru este acest top de cartoane pentru că am nevoie la școală. În rest, nimic deosebit, deci chiar nu am cumpărat nimic. Nu vreau să vă arăt o pușa pentru că poate persoana se uită la acel videoclip și nu vreau. Și acum să trecem la partea care cred că vă interesează pe voi cel mai tare. Tom, 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 păpușa Barbie. E păpușa Barbie 2-in-1 și îmi place la nebunie. O ador, este super, o să vedem ce face. Acum haideți să desfacem. Cam asta e ce mai rămas din cutie, ce avea dezlată pe ea și așa. Dar pe spate arată... Ups! Cum se transformă și aici niște imagini, nu mai am pe asta. Am primit toată ziua mea și acum să vedem ce face, nu? Trebuie să știm și noi. Deci cam așa arată și păpușa. Să o pun mai sus așa. E foarte drăguță, e gen coreancă. Mai am păpușă coreancă, așa. Îmi place, place, să știți. Cred că este ceva în gen curvy, pentru că este mai plinuță decât o păpușă Barbie normală, dar îmi place mult. Și are un păr destul de lung. Vreau să vă arăt și pe cealaltă coreanca mea. Este, ups, Barbie Fashionistas. Și am prezentat-o în celălalt, în videoclipul acela cu ce mi-am cumpărat de la Jumbo. Aceasta o să stea și ea în cadru foarte drăguț aici. Poate sunt surori, fiice, ceva. Nu știu. Are un păr destul de lung. Are șuvițe albastre. I-am crezut că e normală, dar uitați că e curvy. Adică cu forme, așa. Ce îmi place, are picioarele aici articulate. Da. Are o singură mână care e articulată la cot. Probabil ca să o pui așa pe șold. Iar cealaltă este doar așa, simplu articulată. Are și un ceas drăguț. Și acest ghiozdan care am crezut că îi se poate da jos, dar nu, nu îi se poate da jos. Și eu vedem imediat ce face. V-am prezentat, are așa o rochie. Drăguță, îmi place așa, drăguță, cureaua mă că îmi deranjează, e prea jos, nu-mi place. Dar o să o rezolv eu cumva și cizmele, practic, sunt în ea, să zic așa, nu știu cum să explic, deci nu le pot da jos. Deci, dacă ați mai văzut genul ăsta de păpuș, știți că se schimbă rochia. Acum, nu știu, arăta și aici ceva legat de ghiozdan, că poți face ceva în genul ăsta, uitați-vă. Ea plutește așa. Nu știu. Îmi place, e frumoasă. Și nu știu cum să pun acum la loc sfoara. Oh, bine, o problemă majoră. Nu mai știu cum să pun sfoara la loc. Am descoperit, vă arăt și vă, deci. Se poate trage așa.
Și aici are un buton. Și gata. E super. Am gândit că e așa ușor. Și acum să-i schimbăm rochea. Aici de la spate are o chestiuță așa. Se desface rochița de la spate. Are rochie de seară frumos. Și acum uitați, zici că e sirenă. Într-un fel. Cred că îi se poate. Da, îi se poate și da jos. Ba nu, nu îi se poate da jos. Haideți să vedem cum se pune. Nu știu cum o să o pun eu înapoi, să fie spion din nou. Sau ce-o fie ele. E o rochie frumoasă, îmi place. Să vă arăt, e rochie de seară, e puțin cam șifonată. Îmi place, e drăguță. A fost destul de ieftină. Vă da reducere și e să vedem cum se și pune înapoi rochia. Pentru că dacă nu știm să o punem... mă scuzați că acum nu prea filmez, dar eu mă chinui să o pun la loc această rochiță. Cred că o să vă arăt și ce am cumpărat și păpușa aceea Draculaura, pentru că sunt sigură că vreți să o vedeți. Da, și aceasta este, am pus rochiță, se pune super simplu, adică, da, chiar dacă o cam îngrașă această rochie, să zic așa, mie îmi place de această păpușă. E simpatică și să vă arăt și pe cealaltă. Background diferit, background diferit. Da, acesta este Draculaura. Da, aici e camera mea, facem aici room tour. Da, în fine, cam asta e și îmi place mult. Noi ne vedem data viitoare. Dacă v-a plăcut, ne dați, să dați un like. Dacă vreți să mai spuneți ceva, scrieți în secțiunea de comentarii și nu uitați să vă abonați. Adică, momentan am un singur abonat și chiar vreau să am, adică nu știu. Vreau să știu că mă susține, să zic așa. Și da, sper să ne mărim familia cât mai repede și cu cât mai mulți membri se poate. Pa!